genul programului Pamflet. Infrastructura, șoferii, automobilele, pietonii, la care se adaugă bicicliștii și motocicliștii, contribuie fiecare în parte la ceea ce numim la Suceava un trafic îngrozitor. Nimic din toate acestea nu funcționează normal. Și da, am uitat să menționez agenții poliției rutiere, dar totul are o explicație. Ei nu se prea află în trafic. Sunt cele mai discrete făpturi din municipiul Suceava. Lipsa lor e compensată totuși, mai ales în această perioadă a anului, de o altă categorie, stranierii. Mai mult, ferească Dumnezeu să nu ai aer condiționat în mașină și să trebuiască să traversezi orașul. Te vei simți osândit și nici măcar nu putem acuza autoritățile locale de dezinteres, atâta vreme cât ele, periodic, lucrează la câte ceva în acest sens. Asfaltează, pun pavele și borduri sau trasează piste de biciclete. Putem însă să le acuzăm de irresponsabilitate. Așa se cheamă când nu faci lucrurile cu profesionalism, cu bani publici, nu? Degeaba pui pavele dacă nu sunt montate corect și lucrarea va trebui reparată peste câteva luni, degeaba asfaltezi dacă muncitorii lucrează pe ploaie sau folosesc materiale proaste și în van faci piste de biciclete dacă sunt presărate de stâlpi și alte obstacole și nici nu sunt complete. Totul doar ca să spunem că am făcut. Șoferii nu sunt nici ei departe de autorități în ceea ce privește respectul pentru comunitate și pentru legislație. Suceava e un oraș mic, cu străzi înguste, fără locuri de parcare. Șoferii însă conduc de parcă n-ar ști toate astea. Stranierii, aflați în vacanță, și-au luat liber și de la respectarea regulilor de circulație, că acolo unde lucrează ei, în Europa, prea stau crispați de atâta civilizație impusă. Acasă, pe uliță, merge și pe interzis, ba chiar asezonat cu un sonor bafanculo. În paranteză fie spus, trăiască luna diasporei, numai că propun să o sărbătorim chiar în diaspora. Mergem noi la ei, dacă e musai. Automobilele se înmulțesc de parcă tocmai a dat decretul din 66 peste ele. Piața second hand prosperă, iar traficul ne sufocă. Motocicletele, rarisime cu ani în urmă, sunt și ele tot mai multe și, dincolo de exotismul pe care îl aduc orașului, ridică pentru șoferi o problemă suplimentară. Până ne-om obișnui cu acest gen de vehicul pe străzi, mi-e teamă că o parte dintre ei ne vor părăsi brutal pe cale naturală, ori nu ne dorim asta. Și iată ne ajungi și la bicicliști. Nu doar că n-au săracii piste de biciclete, căci cele desenate de primărie sunt o comicărie, dar din cauza acestor linii trasate pe anumite trotuare din oraș, în caz că circulă pe carosabil, încalcă de fapt codul rutier. În astfel de cazuri, să spunem, culpa e comună, dar când îi vezi traversând pe trecerea de pietoni pe bicicletă, nu mai au nicio scuză. Așa ceva nu e permis de lege și este realmente periculos, ceea ce orice șofer cu permis de conducere de tip C poate confirma. Și culmea, ei sunt cei care se plâng cel mai mult de condițiile de trafic. Cât despre pietoni, nici nu mai intru în amănunte, așa oraș, așa trafic, așa pietoni. Dar de ce s-ar schimba toate astea atâta vreme cât organul care veghează o face din birou? N-au personal suficient, probabil, dar nici că se spetesc. N-au, de fapt, nicio scuză. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu, sunt cele bune.